Ce faceți când se întâlnesc doi jucători de dumneavoastră în colțul cui stați? Sau stați la mijloc? Nu, noi nu avem cum să stăm. Joacă pe cont propriu, cum se spune. Cine e mai bun câștigă. Și le dați sfaturi împreună sau separat înainte de meci? Nu. Bine, ei deja se cunosc, deja joacă împreună de foarte mult timp. Nu cred că mai au nevoie de sfaturi, mai ales când joacă între ei. Vă dați seama și la antrenament și la... Se mai întâlnesc și în competiții, și la cluburi joacă între ei. Deci, deja cred că se cunosc foarte bine, nu cred că mai au nevoie. Se cunosc mai bine decât le-am dat noi vreun sfat. La ce vârstă ați primit prima paletă de tenis de masă? Eu? Da. V-ați născut pe paleta de masă de tenis? Cred că pe la 6 ani am început. A fost greu să fie tatăl dumneavoastră, antrenorul dumneavoastră și să fie cel mai bun antrenor din România? Nu știu dacă a fost greu neapărat, dar a fost... poate a fost o provocare și pentru el, o provocare și pentru mine. Exact aceeași problemă o am eu acum cu cel mic. Niciodată nu... Tata e acasă, nu știu dacă e și la antrenament. Deci e greu pentru el ca un copil, este greu să facă diferența. Aici suntem la antrenament, aici suntem acasă. Probabil că aceeași chestie a fost și la mine cu el până la o anumită vârstă. Nu ați vrut niciodată să antrenați fete ca tatăl dumneavoastră? Sincer, nu sunt foarte diplomat. Iar cu fetele trebuie să fiu un pic mai diplomat, un pic mai delicat, mai... Deocamdată încă n-am acest tatu. Și câte undițe, peste și pescar? Nu știu, foarte multe. Și cum o alegeți? Cu care îl știți? Cu care să mergeți? În funcție de specia la care, merg, în funcție de anotimp, în funcție de zi, în funcție de vreme, de orice. Ați dat vreodată la guvizi aici? De pe... Da, la guvizi am început să pescuiesc. Și sunt buni? Când eram mic. Sunt foarte buni. Sunt foarte buni de mâncat. Nu știu să-i gătesc, nu. Nu gătiți deloc? Foarte puțin paste, micul dejun, deci... Aveți superstiții? Sticla de apă, când la țar când stau, scot de fiecare dată eticheta și o lipesc cum așa și îmi scot eticheta de pe sticla de apă. Vă calmează cumva? E o superstiție, o nu știu cum să o numesc, o obișnuință, o...